Acciza pe zahăr va dubla prețul sucurilor. Asta spun producătorii de băuturi răcoritoare după ce Senatul a votat pentru suprataxarea acestor produse în funcție de cantitatea de zahăr pe care o conțin. Inițiativa are în vedere sănătatea consumatorilor. Nenumărate studii arată că zahărul creează dependență și provoacă boli grave, chiar și cancer. Proiectul de lege urmează să ajungă la Camera Deputaților, unde va primi votul final. Potrivit producătorilor, după introducerea accizei, o sticlă de 2 litri de băutură carbogazoasă ar putea costa 10 lei, iar o cutie de 1 litru de suc de fructe ar putea ajunge la 13 lei. Prin comparație, în Marea Britanie, după introducerea acestei taxe, sucurile s-au scumpit cu aproape 20%. Nicăieri în Europa, unde s-a instituit o astfel de taxă, vorbesc de Marea Britanie, de Franța, de Irlanda, de Portugalia, de Ungaria, firmele producătoare nu au dat faliment, dimpotrivă. Și-au menținut cota de piață, dar cu produse nu mai scumpe, ci mai sănătoase. Fiecare mănâncă și bea ce-i place și n-are rost să se scumpească. Producătorii plătesc între 56 și 80 de lei pentru fiecare 100 de litri de suc, în funcție de cantitatea de zahăr pe care o conține. Asta pentru că sucurile cu zahăr sunt considerate de specialiști la fel de periculoase precum țigările și alcoolul. Avem de-a face cu un lanț, adică consum zahăr în exces, evident că mă îngraș, îmi crește șansa de a face diabet și hipertensiune și, în egală măsură, îmi crește șansa de a face minimum 13 forme de cancer. Taxation is not the way, best way, you know, to make population conscious of what they should or should not eat. Anual, un român bea 70 de litri de sucuri acidulate potrivit statisticilor oficiale. Și tot aceste statistici spun că în fiecare zi consumăm echivalentul la 14 lingurițe de zahăr, în condițiile în care medicii recomandă să nu depășim 4.